Palnicul Golden Gate de România se dovedește mai degrabă o rușine. Pe celebrul pod de la Brăila, asfaltul se topește din cauza caniculei și au apărut denivelări, denivelări mari după ce a fost traversat de camioane de mare tonaj. Compania de drumuri anunță că vor fi făcute reparații începând cu luna august. Aceasta este a patra asfaltare în decurs de un an de zile. Podul peste Dunăre de la Brăila arată jalnic. Asfaltul de pe Golden Gate-ul românesc s-a topit și s-au format șanțuri ca după arătură. Deși a fost dat în folosință acum un an de zile, podul este într-o stare deplorabilă. Asfaltul a crăpat, iar drumul este un adevărat pericol pentru șoferi. După ce imaginile au ajuns pe Facebook, cna a anunțat că asfaltul pe podul Brăila va fi refăcut până la finalul lunii august, în conformitate cu soluția din proiect. Această intervenție trebuie să respecte toți parametrii tehnici și toate normele de calitate necesare. În cadrul lucrărilor va fi refăcută hidroizolația din zonele afectate de operațiunile de frezare a asfaltului așternut anterior, a mai transmis compania. Podul a fost ținta numeroaselor ironii din partea șoferilor și a fost reparat de mai multe ori de la inaugurarea din 2023. De aceea autoritățile române refuză să preia obiectivul de la constructor. Faimosul pod peste Dunăre de la Brăila a fost inaugurat în iunie 2023, dar la nicio lună au apărut probleme șuruburi slăbite sau asfalt vălurit, apoi au fost descoperite infiltrații la blocurile de ancoraj și constructorul a fost penalizat. Lucrările la Golden Gate de la Brăila, cel mai mare pod suspendat din România, în valoare de 2,3 miliarde de lei, au început în 2018 și trebuiau să fie gata în decembrie 2021, apoi în decembrie 2022, dar podul a fost gata în iunie 2023 doar parțial.